CS Universitatea Craiova va întâlni duminică la Iași formația locală în etapa 14-a a Ligii 1. Antrenorul Emil Sândoi spune că echipa moldoveană este într-o revenire de formă și că pe albalbaștri îi așteaptă un meci dificil. Obiectivul grupării din Bănie este însă să se întoarcă acasă cu un rezultat bun. De trei etape nu pierde, au reușit două rezultate de calitate și o victorie în Iulești, cu Rapid. O echipă care pot să spun că este în revenire de formă. Va fi un joc dificil pentru noi, așa cum au fost și toate celelalte de până acum. Dar sperăm tot la fel, cu multă disciplină, cu multă dăruire, cu multă organizare, cu multă dorință, să obținem un rezultat bun. Sândoi își va reîntâlni fostul coleg de la Universitatea, Florin Prunea, în prezent președinte la CSMS Iași. Florin este un băiat deosebit și un prieten adevărat. Vom fi adversari, da, vom fi adversari pe parcursul celor 90 de minute. Eu chiar într-o convorbire cu el, într-o emisiune din zilele trecute, spus că o să mă bucur că ne revedem. De asemenea, și el se revede și cu Sorin Cârțu și cu Adrian Popescu. Și i-am transmis că sperăm ca echipa cea mai bună să câștige duminică. Stefanaca speră să ajungă să evolueze la Naționala Coastei de Fildeș, iar din sezonul viitor să joace cu CSU în cupele europene. Am spus deja când am venit aici la echipa noastră, pentru mine e un vis mare, dar aici până la echipa națională mai trebuie ceva. Trebuie să am aplic mai mult în teren, în antrenamente și Doamne ajută, cum se zice. Dacă Doamne vrea, mă duc la echipa națională. Ai două vise? Ai două vise? Da, normal. Și de cupele europene cu Craiova, dar asta, eu zic că primul an e important să nu recurăm. O ultimă informație înaintea partidei cu CSMS Iași vine de pe piața transferurilor. Fotbalistul echipei CSM Vâlcea, Marius Briceag, ar fi semnat un contract valabil 3 ani și jumătate, înțelegerea urmând să intre în vigoare de la 15 ianuarie 2015.